doutor, presente, bem-vindo para o canal do meu Lego Theo Creator. Este, astăzi voi face primul meu review. Review de la casă, pe care v-am spus în episodul trecut, în episodul 2. Astăzi, acum este episodul 3. Pe toate l-am făcut astăzi. Uitați casa. I-am dezasamblat acoperișul, pentru că nu mai vreau ca să vă arăt. Și cum am dezasamblat acoperișul și da, înțelegeți voi. Mă rog, în casă am pus doi oameni în pat. Le-am pus și perne sub cap de diferite culori. Una maro, una mai albă. O masă și două scaune. Sunt chiar scaune. Și am mai pus un chest. În limba engleză, în limba română este cufăr. M-am obișnuit cu numele de chest de un joc Minecraft. E foarte frumos acest joc. Și am mai pus două geamuri la casă. Prin geamurile alea se ved doi oameni care se uită pe geam. Tare, nu? Și la casă am pus o rachetă în caz că vine vreun hoț. Rachetă cu senzor de căldură. Te prind chiar dacă fugi. Și vreau să vă arăt ce am pus în cufăr. Și pe masă am mai pus o mitralieră Lego. Mereu spun Lego. Nu știu ce, sunt susuit, scuzați-mă. Dar ce? În cufăr găsim un diamant Lego, un rubin Lego, un buzdugan Lego medieval, o sabie Lego, un pistol Lego, un pistol Lego iarăși și iarăși un pistol Lego. Și așa se termină chestiile din chest. Of, Doamne, iarăși zic chest. Iar zic chest. Nu pun naibii și eu să zic cufăr. M-am obișnuit prea rău cu Minecraft-ul. Ciudat. Mă rog. Și cam atât a fost. E data viitoare.